Persoanele de pe întregul glob încearcă să găsească rețeta fericirii, iar psihologii au dezvăluit-o în sfârșit. Află ce pași trebuie să urmezi pentru a avea o viață armonioasă. Rețeta fericirii este căutată de foarte multe persoane, de toate vârstele, fiind un sentiment necesar în viața tuturor, iar psihologii au dezvăluit care este secretul din spatele acestui sentiment. Rețeta fericirii are nevoie de 5 elemente esențiale pentru a fi pusă în practică. Mai exact, avem nevoie de o stare de bine din punct de vedere spiritual, o stare de bine a corpului, a minții, emoțională și, poate cel mai important, relații sănătoase cu cei din jurul nostru. Un psiholog a oferit câteva sfaturi cu privire la ce putem face pentru a aduce mai multă armonie în viața noastră. Trebuie să realizăm și să acceptăm faptul că nu putem controla totul. Acesta crede că dorința de a controla este una dintre cele mai puternice în cazul oamenilor, iar după ce realizăm că nu în toate situațiile putem să controlăm ceea ce se întâmplă, vom fi mai fericiți și mai relaxați. Optimismul nu trebuie să lipsească din viața noastră, chiar studiile recente au arătat că acest sentiment face ca oamenii să fie mai fericiți. Acest sentiment ajută organismul, chiar poate preveni bolile de inimă și ne ajută sistemul imunitar. Râsul are și el diferite beneficii. Acesta poate să elibereze organismul de stres, dar și să relaxeze mușchii. Râsul eliberează endorfine, hormonii responsabili pentru fericire. În viața noastră avem nevoie și de recunoștință pentru ceea ce facem, chiar dacă este ceva ușor sau mai complicat. Acest sentiment ne ajută să apreciem prezentul și să ne creștem nivelul de fericire. Din rețeta daneză pentru fericire fac parte mai multe elemente. Să-ți găsești confortul în hainele pe care le porți, să ne concentrăm pe timpul de calitate petrecut cu membrii familiei, să ne decorăm casa astfel încât să aibă un aer mult mai comod. Lumina din casă este de preferat să fie naturală și caldă. Fericirea din Danemarca se bazează pe micile lucruri care fac diferența în viața noastră, iar aceste elemente pot fi introduse în viața oricărui om pentru o viață mai armonioasă, relatează canalde.ro.